Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi am un oaspete de seamă alături de mine, dar și subiecte pe măsură. Percheziții, nunta lui Simion, puzurile care au trecut, investițiile din municipiul Râmnicu-Vâlcea, dar și ceva cifre interesante despre sondajele care se tot fac în această perioadă. Despre toate aceste subiecte interesante, doamnelor și domnilor, discut astăzi cu primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, domnul Mircea Cutău. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit și bună ziua tuturor celor care se uită la postul de televiziune Antena 3 Vâlcea. Domnule primar, sunteți singurul politician care ați participat la nunta secolului, nunta anului, cum vreți să spunem, nunta lui Simion de la Aur. Ce v-a împins să ajungeți la Măciuca, în afară de invitația pe care mă gândesc că ați primit-o? Bineînțeles, eu în general, în proporție 95%, merg la toate nunțele unde sunt invitat. Poate și datorită faptului că îmi place să socializez și îmi place să ies în lume și să mă simt bine. Vreau să vă spun că am avut foarte multe cunoștințe, foarte mulți oameni care m-au sfătuit să nu mă duc la această nuntă, că nu dă bine, că voi fi catalogat ca extremist. Eu vreau să vă spun un singur lucru doar, că am mers la această nuntă și nu regret că am fost. Am fost de respect pentru liderul politic care este și de respect pentru cei, aproximativ 10% din populația țării, care l-au votat și poate acum poate sunt chiar mai mulți de 10%. Deci acesta a fost motivul pentru care am mers la nuntă. De respect pentru cei mulți care l-au votat pe George Simion. Nunta a fost excelentă. Vreau să le doresc din nou casă de piatră, să fie fericiți. Am înțeles că distracția a fost pe măsură, sarmalele au fost bune. Distracția a fost pe măsură și vreau să vă spun că a dat dovadă de o organizare bună, pentru că nu este ușor să organizezi un astfel de eveniment. Cei care nu au pus o cărămidă în viața lor, le este foarte ușor să critique, dar să organizezi un astfel de eveniment de o asemenea învergură este foarte, foarte greu și s-a descurcat foarte bine. Sarmalele au fost bune. Da, au fost sarmale bune și aperitivul a fost foarte bun. Vreau să vă spun că chiar m-am bucurat că am văzut în proporție de 98%, 97-98%, toți cei prezenți erau în costume populare, ceea ce îți dă o senzație așa de bine și, cum să vă spun, îți aduce aminte de vremurile din trecut, când duminica oamenii mergeau la biserică, toți îmbrăcați în costume populare. Da, până la urmă, duminica, atunci când ieși din casă, te duci la biserică sau în parc, îți pui îmbrăcămintea cea mai de seamă, cea mai bună, nu? Ca să marchezi cumva... Exact, au fost foarte multe formații de muzică populară care au cântat, oamenii s-au simțit foarte bine, am fost organizat pe trei amplasamente, deci, într-un cuvânt, a fost o distracție, în adevărat, o sens al cuvântului, pentru că am văzut după numărul foarte mare de oameni care au venit la această manifestare. Dar de ce credeți că ceilalți politicieni au evitat să participe la această nuntă? Știți, noi români suntem foarte fățarnici. Noi una gândim și alta spunem. Cred că au considerat că așa este bine. Am înțeles că și anumiți lideri de politici au interzis ca primare de la anumit partid sau altul să participe la acest eveniment. Deci eu cred că este o fățărnicie pe care tot timpul stăm în spatele ei. Eu cred că oamenii ar trebui să fie bărbați cu adevărat. Faptul că mergi la o nuntă a unui lider care poate nu are același crez cu tine, asta nu înseamnă decât să-i apreciezi pe cei mulți care sunt în spatele lui. Nu știu de ce au fost foarte mulți politicieni. Au fost și politicieni din țară, dar nu foarte mulți, pentru că tocmai de această frică, bădesc că dacă vreți, din dorința lor, nu cumva să-i facă campania lui George Simion. Iar gestul care s-a întâmplat, și nu știu cine l-a provocat, de a anunța atentatul cu bombă, mie mi se pare că a fost de cel mai prost gust. Acest lucru nu a făcut decât să-i crească cota lui George Simion. Pentru că nu poți un astfel de eveniment când înalt preasfințitul Teodosie și înalt preasfințitul Varsanofi oficiau căsătoria religioasă să faci o astfel de glumă proastă.
Dar asta este România, trebuie să ne obișnuim cu tot ceea ce se întâmplă și încă o dată sunt, cum să spun așa, am un gust amar așa când văd câte fețe au oameni, câte fețe au une dintre de politicieni. Domn primar, dar de când faceți politică? Adică nu v-ați mai obișnuit? Fac de foarte mult timp, păi dar aia, zic că... uitați, eu nu m-am schimbat absolut deloc și eu tot timpul am fost un om direct, indiferent din ce partid am făcut parte. Eu cred că faptul că ai capacitatea să recunoști că fiecare partid are și oameni, și oameni buni și oameni răi, este un lucru formidabil. Pentru că nu există partid numai de imaculați, da? Și partid numai cu lepre. Fiecare partid are și oameni buni și oameni mai puțin buni. Așa că să încerci să cataloghești, să spui că nu mă duc la nunta cuiva pentru că e un partid extremist, nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată această împărțire. Deci pentru liderii politici și pentru politicieni în general, domnule Gutău, nu e chiar cool să te asociezi astăzi cu Simion, că nu prea știi cam din ce parte bate vântul și exact cum a spus și dumneavoastră, fiecare așteaptă să vadă cum se așează lucrurile și după aia să se și poziționeze. Așa procedează oameni fățarnici. Eu sunt om în adevăratul sens al cuvântului și nu mi-este rușine să mă duc la nunta nimănui. Eu am fost și la nunta PSD-știlor, și la nunta PNR-știlor, și la nunta celor de la PD, și la nunta de la PRM. Am fost la nunta tuturor celor care m-au chemat. Ce înseamnă asta? Că eu gata, am puterea asta să spun că nu mă duc la nunta asta, că ăsta e extremist? N-am înțeles. Faptul că 10% din populație l-au votat la recentele alegeri, asta înseamnă că sunt foarte mulți dintre români care cred în ceea ce spune. Și mergând la un astfel de eveniment, îi respect la cei mulți. Proști, buni, răi, deștepți, îi respect. Da, mai, cred că mai există și o cheie politică aici, dar o să ajungem la subiectul politică. Cumva, vedeți, unii ar putea să interpreteze, bă, Gutău se pune bine cu aur, că poate candidează de la aur. Poftim. Nici vorbe. Eu cred că trebuie să ai o relație, ca primar de municipiu, trebuie să ai o relație elegantă cu toți liderii politici, indiferent de ce culoare sunt ei. Eu cred că numai așa poți coordona și conduce un municipiu dacă încerci să stai la masă cu toți liderii politici, indiferent dacă sunt de aceeași, cum să vă spun, de aceeași parte cu tine sau sunt adversari. Numai așa, stând și discutând, se poate dezvolta un oraș. Da. Astăzi au fost percheziții în județul Vâlcea, domnule primar, percheziții la două instituții publice, DGASPC Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, la un cabinet medical, la mai multe domicilii, acuzațiile sunt fraudarea bugetului de stat cu certificate de handicap. Sigur că noi în Vâlcea am văzut și orbi care conduc și ciunci care conduc autoturisme. Așa este, vreau să vă spun că pulsul oamenilor este acesta și eu cred că aceste controle au fost binevenite, pentru că trebuie să recunosc că și noi în administrația publică locală ne lovim de foarte multe astfel de situații. Oameni care vin cu certificat medical de handicap și care tu ești obligat să-i scutești... să le dai un spor de 15%, să-i scutești pe unul de impozit. Deci, și toate acestea nu le faci tu, le faci pe baza unui act care este emis de către o comisie. Eu cred și sunt convins că aceste certificate de handicap se dau foarte ușor, pentru că altfel nu am avea Râmnicu Vâlcea mii de persoane cu handicap. Faptul că bugetul, se spune acolo că bugetul este afectat, da, este afectat. Fraudat, da, dreptul. Este afectat și chiar este fraudat și chiar îi felicit pe cei care au avut această inițiativă, pentru că poate se va pune stop. Nu cred că un pic dacă te-ai lovit la o mână trebuie să ai certificat de persoană cu handicap. Așa cum poate se va face o reglementare și în această metodă de a te înscrie în Asociația Ziariștilor și a avea dreptul să iei pensia ta plus jumătate din pensie. Indiferent că tu ai fost, ai o pensie de 100 milioane, mai iei încă 50 de milioane. Asta este strigător la cer. Toți banii aceștia afectează bugetul național. Și eu cred că aici trebuie să drepte organele de control și să ia deciziile care trebuie. Dacă între timp s-au dat legi care au favorizat pe unii sau pe alții, legi desăbuite, numai de a crea facilități, statul nu are și nu va avea de unde să asigure aceste facilități create peste noapte, non-stop, non-stop, non-stop. Pensia trebuie plătită după contributivitate. Stop!
Da, dar în același timp, domnule primar, avem pensii speciale și dumneavoastră știți. Exact. Foarte exact, știți cum stau aceste lucruri. Dar niște partide care spuneau, când ajungem, tăiem pensiile speciale. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Asta este diferența între Mircea Cutău și diferența între ceilalți lideri care vorbesc și nu fac nimic. Da, mă uitam un pic pe comentariile la aceste articole despre aceste percheziții, pentru că oamenii, sigur, vâlcenii și românii sunt glumeți, dar eu m-am săturat de glume din astea. Că aceste glume ne afectează, așa cum am spus, afectează bugetul, da? Dumneavoastră, la primărie, sunteți nevoiți să țineți cont de aceste certificate, că exact. Nu aveți în control, nu sunteți organ de control, da? Așa, și până la urmă noi rămânem, unii rămân cu râsul și alții cu banul în buzunar. Și alții cu banul în buzunar. Perfect. Bun. Păi așa se cam întâmplă. Domnule primar, s-a încheiat scandalul puzurilor. Astăzi, ședința de Consiliu Local a fost așa un consens, o majoritate de voturi care a votat pentru puzuri. Sigur, PNL-ul a făcut scandal. Nu era... Vreau să vă spun că data trecută nu s-au votat puzurile. Trebuie să recunosc că am avut o discuție cu colegii care, care contribuim la și care suntem în Consiliul Local, așa zisă majoritate. Vreau să vă spun că noi, eu ca primar, nu introduc niciodată un puz care nu îndeplinește condițiile legale. Absolut niciodată. Din păcate, în special consilierii liberali, resping în permanență fără să vină cu o motivare. Bineînțeles că firmele respective care consideră că și-au depus dosarul și îndeplinește toate condițiile, au dreptul să acționeze instanță. Așa cum a acționat această firmă instanță, au cerut despăgubiri importante de sute de mii de euro. Cei care nu au votat, o parte dintre cei care nu au votat data trecută, au analizat și s-au consultat cu specialiști ce trebuie să facă ca să respecte legea și pentru asta merită felicitați. Și specialiștii le-au spus foarte clar și avocații că dacă nu au motivat și dacă puzul îndeplinește condițiile cerute de lege, trebuie să le voteze, că altfel sunt pasibili să plătească despăgubiri. Deci să înțeleg că cei de la USR au fost speriați de procese, așa... Nu prea speriați, dar cred că s-au întâlnit și au discutat cu specialiștii care le-au spus foarte clar că tu poți să te opui unui puz, dar să motivezi de ce nu. Dar atâta timp cât puzul îndeplinește toate condițiile, cât eu ca primar îmi asum această responsabilitate, pentru că oportunitatea și responsabilitatea este a primarului care introduce pe ordinea de zi. Eu, dacă un puz este introdus pe ordinea de zi și nu îndeplinește condițiile legale, pot fi tras la răspundere. Da, domn primar, dar useriștii au votat de două ori împotrivă. Asta... Nu, au votat împotrivă până când persoana respectivă a acționat instanța, au cerut despăgubiri foarte multe, după aceea ei s-au dus, să știți că nu e o greșeală să te răzgândești. S-au consultat și specialiștii bădesc le-au spus că dacă primăria eliberează la instanță o hârtie din care se rezulte că toate documentele care au fost introduse pe ordinea zi sunt legale și tu te abții de la vot, fără să vii cu o motivare, ești pasibil să plătești despăgubiri. Și am votat. Chestiunea de data trecută cu porțiunea aceea, tot așa... De teren? Da. Acolo trebuia să cumpărăm, deci... Așa. E strigător la cer. Da. Acolo consilierii USR au votat. Dar fiind ca o achiziție, avem nevoie de 16 voturi. Uh-huh. Și consilierii liberali nu au votat achiziția acestui... Deci... înregistrarea acestui teren, pentru că au considerat că face primarul Gutău o investiție și nu trebuie să facă primarul și ei sunt puși la fiecare ședință să voteze împotrivă. De fapt, prin asta s-au evidențiat consilierii liberali în acești 2 ani. Absolut tot ceea ce a fost în Consiliul Local s-a opus, au votat împotrivă. Dar vor plăti peste o an jumătate când vor fi alegerile, 2 ani de zile când vor fi alegerile, vor plăti cu siguranță. Veți vedea. Da, cred că râmnicenii pot și ei să vadă ce se întâmplă. Să te opui să construiești un bazin de notă râmnic cu Vâlcea, când erau fondurile asigurate, tu nu trebuie să pui decât terenul la dispoziție. Când am căutat în toate școlile teren, nu am găsit singurul teren pe care l-am găsit, teren mai important era undeva la Stolniceni și trebuia să cumpărăm o bucățică de 700 de metri de teren ca să putem să poată pune bazinul respectiv de not și tu să te opui, mi se pare strigător la cer. Asta înseamnă că ei sunt cei care s-au opus aducerii de investitori în Râmnicu Vâlcea și efectuarea investițiilor în Râmnicu Vâlcea. Mai aveți puzuri, domnul primar, ca să știm... Da, puzurile nu le fac eu, puzurile le fac investitorii,
cei care doresc să investească și eu m-aș bucura să fie la fiecare ședință Consiliului Local, cât mai multe fuzuri. Asta eu nu înțeleg. Da. Totuși că vorbim de investitori, vorbim de investiții, vorbim de faptul că trebuie să atragem investitori și investiții. Dar cum îi atragem cu circul ăsta continuu care nu se mai termină? Că tu te opui să faci, să te opui la un puz. Faptul că un om construiește, faptul că omul dă câteva sute milioane ca să facă acest puz, să reglementeze zona respectivă. Vreau să mă, că și încurci pe omul respectiv. Bineînțeles să-l încurci. Și așa omului se pare că stă foarte mult până să îndeplinesc toate condițiile cerute de lege. Dar după ce e aviz de oportunitate, după ce o comisie de arhitecți verifică proiectul și spune că este legal, după ce treci prin furcele caudine de la serviciul urbanism, tu să vii în Consiliul Local fără nicio justificare. Atenție! Că poți să te opui unui proiect de hotărâre, dar să justifici. Dom'le, nu se îndeplinesc următoarele condiții. Da, dar să spui nu, că așa vor mușchii mei, că eu sunt liberal, asta este strigător la cer. Uitați-vă dar ce înseamnă... Dar credeți că doar pentru că e liberal? Uitați-vă ce înseamnă opoziția pe care au făcut-o cei de la liberali și când s-au dus la minister și au scos de pe ordinea de zi transferul celor 25 hectare de la unitatea militară. 12,5 hectare pe partea stângă și 12,5 pe partea dreaptă. Uitați-vă ce dezastru e acolo. Uitați-vă cum pică copaci în drumul care merge pe Orănești. Asta e meritul lor. Asta au făcut ei pentru Râmnic. S-au opus pentru că era hotărârea pe masa primului ministru. Și au recunoscut, inclusiv cu doamna Andreanu și cu toți parlamentarii. S-au dus și au scos de pe ordinea de zi. Au scos pe ordinea de zi că au spus că îi cresc cotele lui tău. Eu luam terenul respectiv pentru mine, luam să fac investiții. Luam poate pe partea dreaptă și făceam o grădină zoologică cum n-am mai văzut sudul României. Dar, așa, vă rog, terminați ideea. Dar asta este mentalitatea lor, să blocheze absolut tot. Dacă tot ați pomenit-o pe doamna Andreanu, aș vrea să ne referim un pic și la, când începe școala, mai un pic și începe școala, la investițiile pe care Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea le face, le are în vedere. Vreau să vă spun că, indiferent că relația mea cu doamna Andreanu este o relație de colegialitate, vreau să vă spun că eu nu țin cont de asta și am făcut investiții în școlile din municipiu cum nu s-au făcut de foarte mulți ani. Și vreau să vă spun că am început de nord. Mă refer la liceul energetic, la liceul Matei Basarab, la liceul mecanic. Acum lucrăm, sper că mâine, poimine va fi gata la grăința nord, nord 1. Grăința Traian a fost modernizată. Grăința 16 este în modernizare, sper să fie gata luna următoare. Grăința 14 din Ostroveni a fost modernizată în totalitate. Grăința numărul 1 din Ostroveni va face inaugurare pe fonduri europene, a fost făcută de la A la Z, acum lucrăm la curte. Avem școala generală numărul 13 din Ostroveni, făcută pe fonduri europene, arată impecabil. Avem grăința 9 din Ostroveni, grăința numărul 6 din Ostroveni. Avem grăința 2 din Ostroveni, s-au făcut investiții. Absolut la toate, la creșa din Traian Sud, la creșa Dubrava Minunată. Deci sunt la școala generală numărul 3, la liceu, la sala de sport la Preșoianu, sala de sport de la școala generală numărul 2, care va fi dată în funcțiune maximum 2 săptămâni. E un tronson întreg la colegiul Mircea cel Bătrân, a fost modernizat de jos până jos toate toaletele, horurile și accesele respective, tocăria pe exterior și multe, multe altele. Mi-ar trebui să vorbesc zile în șir despre investițiile care s-au făcut în școli și în grădințele de municipiu. Da. Multe sunt. Le-am văzut și eu și pe site-ul primăriei. Grădinița cu program prelungit Cozia. Exact. Și multe. Grădința nouă de Ostroveni. Grădința Ostroveni. Cea nouă. Mai există o controversă tot pe subiectul școală cu manualele. Am înțeles că nu mai pot să mai le depoziteze la chimic. A existat un schimb de adrese între primărie și inspectorat, inspectoratul școlar. Și dumneavoastră le-a spus că trebuie să-și găsească o altă locație unde să depoziteze manualele. Da, așa am spus în prima fază, pentru că nu mi se pare corect că atunci când cineva să dă voie să-ți depoziteze într-o sală de clasă sau două, în trei, să-ți depoziteze și materiale, tu să lași poarta în permanență deschisă și acolo să fie locul în care se adună boschetare. Nu! Am spus, dacă vreți să ne respectăm reciproc, luați cheie, răspundeți când intrați, când ieșiți,
acolo să fie permanent. Eu de câte ori am plecat prin oraș și am văzut poarta de la liceul Chim deschise și fel de boschetari pe curte. Nu se poate așa. Dacă au responsabilitate, putem discuta. Dacă ei cred că sunt mai presus de orice, sunt și alabardic. Sunt și alabardic. Și atunci să-și ia catrafusele și să plece. Asta e poziția tranșantă pe care am spus. Dacă vor să fie civilizați și să răspundă pentru locația respectivă, atunci discutăm. Dar așa, să schimb, dea cheia de la unul la altul și acolo să fie o haos total în curte, așa ceva nu accept. Bun, deci până la urmă trebuie să găsească o altă locație pentru manuale sau... Să găsească o altă locație sau se disciplinează și nu mai văd niciodată poarta deschisă. Una din două. Deci eu n-am cerut, eu nu sunt absurd. Dar nici să fiu luat de fraierul lor. Pentru că vă dați seama că există, deci toată perioada lunii septembrie, acolo se aduc manuale, se iau, vin director de școli, profesor, intră mașini, ies mașini, adică este o, va fi o vânzoleală. Poarta să fie închisă. Poarta să răspundă. Poate inspectoratul chiar să pună un portar, nu știu, habar n-am. Să spui un portar și n-am nimic împotrivă. Dar nu să lași la braiște și seara când merg la 12 să vezi că se aleargă pe curte și toți îndrăgostiți de noapte cu ghilimele de rigoare și cu sticle de bere mâdă să plimb pe curtea liceului. Păi asta va vrea, poate erau îndrăgostiți să țină ordinea. Știu că asta au vrut și au vrut să determină, vezi, și pe after school-ul ăla care vreau invenția care nu poate fi decât invenție proastă. Ce să vezi? Deci un lucru născut mort. Eu am dat departamentului de la APR să introducă pe ordinea de zi, nici vorbă de așa ceva, pentru că, în primul rând, trebuie să discuți cu fundația respectivă, care a făcut solicitarea. Fundația nu răspunde, nici nu mai are activitate fundația, n-are niciun angajat. Deci asta este minciuna pe care o face Prăbulescu. Acea mare fundație, niciun angajat. Pe cine? Voluntariat, domnul primar. Doamnă, când semnezi o hârtie, trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Da, corect. Da? Trebuie să-ți asumi. Cu cine discuți? A fost invitată de 3-4 ori persoana respectivă la primărie, cu adresă oficială și nu s-a prezentat. Cu cine se face o astfel de asociere? Decât noi nu facem lucruri de campanie în cadrul primăriei. Da. În ce fază sunt proiectele depuse de primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea pe Anghel Salinii, domnul primar? Sunt exact în faza în care sunt toate proiectele din România. Deci acum s-a trecut la faza de licitație pentru proiectare, s-a făcut la proiectare, când se termină proiectarea, se scoate la licitație. Merge foarte greu și în toată România toți ne plângem, toți primarii de municipii ne-am plâns pentru că merge foarte, foarte greu. Da, de ce? Când se plimbă proiectele de la un minister la altul, când nu mai sunt oameni în minister, mie mi s-ar fi părut firesc ca aceste proiecte deja să le putem și implementa. Mai durează, eu cred că începând de la anul se vor implementa efectiv. Păi vedeți, poate cei de la guvernare se gândesc că oricum memoria românului e scurtă și să ajungă cât mai aproape de alegeri. Nu știu, acum și la guvernare nu poți da vina nici pe PSD, nici pe PDR, pentru că sunt împreună acolo. Da. Deci, până la urmă nu știu care este ideea. Cert este că, de exemplu, eu am făcut o solicitare, erau niște blocuri pentru izolație termică, 4 blocuri a cărui contract a expirat în decembrie anul trecut și care încă nu sunt finalizate. Și oamenii și-au luat catrafusele și au plecat de la lucrările respective. Vreau să vă spun că am făcut demersuri și vreau să-i mulțumesc public domnului ministru Cechi, care mi-a și dat mesaj că a fost promovată hotărârea de guvern, am și văzut hotărârea de guvern și s-a prelungit acest contract de finanțare, pentru că noi nu puteam încheia contract cu ei, așa. Pentru că contractul de finanțare era expirat. Și acum, prelungindu-se contractul de finanțare, avem siguranța că cele 4 blocuri, pentru care blocurile din centru, în special, vor fi finalizate. E o mare lucru pe care am reușit să-l fac și vreau să-i mulțumesc ministrului pentru că și după apariția hotărârii de guvern mi-a și scris mesaj, m-a sunat și mi-a spus că gata, s-a aprobat și dați drumul la muncă. Da, este foarte multă birocrație. Da, cred că aici e de vină întreg sistemul. Aici nu poate fi aruncată vina nici pe PSD, nici pe PDR. Cred că sistemul este... Nimeni n-a avut curajul și n-a avut tăria să facă cu adevărat un sistem suplu și atunci când luăm o regulă de afară, să o luăm cu totul. De ce la ei merge? Trebuie să spui întrebarea, de ce merge în Polonia și nu funcționează la noi? Nu-i mare greu. Cum au făcut polonezii și că au atras fondurile în totalitate și haideți să încercăm să facem și noi. Nu ne place modelul polonez, hai să luăm altă țară. Dar hai să mergem de la o parte la alta. Noi luăm modelul de achiziție într-o parte, modelul de licitație în altă parte și facem un talbeș-balmeș și când ajungem... Să implementăm, nu avem ce implementa. Da, aveți foarte mare dreptate. Ce mai știți de situația cu CET-ul, cu CET-Covora?
Și cu am ce... mai spus-o, mai spus și acum, situația nu este roz deloc, pentru că au primit somație de la cei de la gaz, transgaz sau nu știu dacă e transgaz sau robgaz, nu mai știu de unde iau ei, în care gazul crește foarte mult, gigacaloria crește extraordinar de mult. Eu vreau să vă spun că efectiv m-am speriat când m-a sunat colegul meu de la Turnul Severin și a spus că gigacaloria la Severin este 900 lei. Atenție, 900 lei. Și ca să aveți așa un termen de comparație, un apartament cu două camere consumă minim 2 gigacalorii. Minim. Asta înseamnă un preț de 1800 de lei. Fabulos. În condiții în care o pensie, sunt oameni care au și pensia de 1000 de lei sau 1200 de lei. Sau sub. Exact. Mai sunt în România și pensii sub 1000. La noi este 530 de lei, din care încercăm să asigurăm o subvenție. Noi încercăm să asigurăm și am propus pe dezbatere publică o subvenție maximă care ne permite legea 139 de lei pe gigacalorie. Dar cu toate astea, cu toate subvenția, tot un apartament va trebui să plătească 780-800 de lei, ceea ce e foarte, foarte mult. Dacă nu întreținerea la iarnă, 800 de lei. Dacă nu se iau măsuri la nivel de guvern să găsească soluții de subvenționare, am spus, prețul la combustibil și a energiei, va fi dezastru. Și va fi dezastru pentru noi toți. Pentru că și noi, ca primărie, suntem fantastic de afectați. Mă refer aici la prețul energiei electrice. Dacă plăteam în trecut 900 milioane pe lună pentru iluminată publică, acum plătim 3 miliarde. Gândiți-vă la școli. Prețul a crescut de 3 ori. Deci lucrurile vor fi extraordinar de greu dacă nu încercăm să ne gospodărim așa cum trebuie. Când intenționați să introduceți în Consiliul Local această discuție, sigur, extrem de sensibilă, vă dați seama că cu impact social enorm. Mărirea prețului la gigacalorie, nu cred că va vota niciun consilier local. Păi da, dar ne asumăm și noi? În Consiliul Local se judecă totul politic și totul nu-i bine să ridici prețul. Dar eu vă spun că acest preț de 537 sau cât este aprobat de către cei care reglementează prețurile, Unitatea de Reglementare la București, și la primul termen de instanței, CET-ul, dacă dau un judecată Consiliul Local, vor câștiga 100%, pentru că este un preț reglementat și aprobat. Uh-huh. Vor câștiga 100%. Păi și atunci de ce mai bine... Nu vom face decât circ. Eu sunt convins că va trebui să discutăm și să fim cât se poate de lucizi și să analizăm și să alegem, dacă vreți, cel mai mic rău. Pentru că este ușor să stai în opoziție, să spui, nu, doamne, nu mărim nimic, nu mărim, mișoară, că nu mă dare gura, reduce, da. Subvenționăm, dar cu ce? De unde iei bani și ce faci? Dar nu înțeleg atunci de ce mai vin în Consiliul Local dacă prețurile sunt reglementate, dacă deciziile se iau în altă parte. Dumneavoastră sunteți doar cu decontarea politică până la urmă, exact. Nu știu. Acest lucru l-am întrebat și eu de foarte multe ori, dar din moment ce este obligatoriu să votezi, adică de ce mă bage în Consiliul Local să votezi un preț care deja este stabilit. La ce să-l faci? Dar, nu știu, sunt alții mult mai mari ca noi care gândesc aceste lucruri. Da, cu siguranță. Mai am câteva întrebări de primărie și de Consiliul Local, dar vreau să apucăm să discutăm pe îndelete și despre politică, domnule primar, pentru că faceți administrație, așa e, sunteți foarte ancorat în povestea asta cu administrația publică locală, dar trebuie să faceți și politică, da? Cu siguranță, da. Și mai știu și că în această perioadă se desfășoară ceva sondaje de opinie și PNL-ul are un sondaj în desfășurare în perioada aceasta. Noastră văd că sunteți calm, așa, nu? Da, sunt calm pentru că știu sondajele și sunt chiar foarte, foarte calm. Cum să vă spun, eu fac treaba, doar îmi fac treaba și nu mă interesează în momentul de față sondajele, nici nu mă interesează partidul de la care voi candida. Pentru că în momentul de față sunt membru al Partidului Ecologist. Eu, în Partidul Ecologist, mi-am câștigat mandatul și vă dați seama că onorez mandatul până la capăt. Am o relație foarte bună cu PSD-ul, nu ascund acest lucru. O relație de respect reciproc, relație pe care mi-aș dori să mă... Dar aveți și o înțelegere, dacă mi-aduc bine aminte. Avem și o înțelegere, v-am spus, de respect reciproc și vreau să le mulțumesc consilierilor locali, atât ai celor la IPER, cât și ai celor al PSD, pentru faptul că avem o colaborare excelentă în Consiliul Local, așa cum și în Consiliul Județean, consilierii IPER au o colaborare foarte bună cu consilierii PSD. Și eu sunt convins că sondajele care s-au făcut au ținut cont și de această
dacă vrei, și de această înțelegere. Oamenii nu mai au nevoie de scandal, oamenii nu au nevoie de bâlci, oamenii vor ca în municipiu și în județ să se facă treabă. Și din sondaje reiese că chiar s-a făcut treabă și în municipiu și în județ. Da. Acum asta spuneam, că sunt, cel puțin sondajul PNL este în desfășurare și este, adică, nu știu dacă pare prea devreme, mai sunt 2 ani până la alegeri, dar totuși trebuie să crești un candidat din timp, zic și eu. Dacă domnul Părvulescu rămâne în pole position, el este destul de vizibil. Dar e posibil să vină și altcineva pe turnantă, nu? Nu mă interesează. Eu, pe orice adversar, îl voi trata ca atare, ca adversar. Și dacă are ceva bun, îl voi asculta. De spus, dacă are doar prostii gen Părvulescu, bineînțeles că un astfel de om nu poți să construiești nimic. Un om care tot timpul se opune la orice hotărâre din Consiliul Local nu poate fi un om care să creeze premiza unei colaborări. Și astăzi ați avut un schimb de replici cu domnul Părvulescu? Da, nu încearcă decât să-i inducă în eroare populația, nu încearcă decât să-i mintă pe oameni, nu încearcă, ceea ce a făcut în campanie face în continuare. Dumnealui nu are activitate în Consiliul Local, vine când vrea, pleacă când vrea, face ce vrea, asta e legislația, din păcate codul administrativ îl lasă în pace, dar efectiv nu face nimic. Faptul că încearcă să mintă în continuare populația, dar lumea nu uită că a promis salarii de 5.000 de lei în campanie. 3.000. Asta înseamnă 5.230 brut, deci 3.000 net. A promis că își taie salariul, că el salariul nu va avea decât 50 de milioane și are 160 de milioane și n-a renunțat niciodată. Dar și Gheorghe, cât are domnul de salariu? Nu, dar a promis așa ceva. Dar a promis. Stați un pic. E una să promiși și să spui când ajung în primărie, renunț, salariul meu va fi 5.000 de lei. A spus că face Delta Park. N-a inițiat, i-am prins și un miliard acolo. Da, da, n-a demarat. Ce l-a împiedicat, doamne, să facă Delta Park? Să inițieze proiectul, să vină. Vezi că arhitecții râd de el cu Delta Park-ul. Vezi că râd de el, efectiv râd de el. Este de penibilul penibilului. Cum se face? Bun. Deci, până la urmă, dumneavoastră... Păi, investitorii, a spus că are 354 investitori la BAMA. A spus că i-am rezolvat cazarea. Am toate hotelurile ocupate, să vină investitori. Niciunul n-a adus. S-au ocupat hotelurile cu We Love Music, vin și Constelațiile, iară se ocupă. Deranjează, pentru că activitatea Râmnic este cu adevărat, activitatea culturală este la un nivel foarte, foarte ridicat și acest lucru mulțumește populația municipiului. Da. Revenind la politică, dumneavoastră, deocamdată sunteți la PER, aveți o înțelegere cu PSD. Întreb pentru că și oamenii care v-au votat în atâtea mandate, domnule primar, trebuie să știe și ei cam... Oamenii să știe un singur lucru. Și oamenii deja știu acest lucru după 4 mandate, că Mircea Gutău este omul vâlcenilor, este omul care merge zilnic în teren cel puțin 3 ore. În permanență se fac lucrări non-stop în Râmnicul Vâlcea. Pe ei mai puțin interesează partidul la care face parte. De acord, dar pe dumneavoastră vă interesează partidele din Consiliul Local că... Da, aici sigur... chiar la următoarea lege voi fi foarte atent și voi ruga pe vâlceni că acolo unde voi fi eu să voteze și consiliere pentru a avea liniște în Consiliul Local și lucrurile să meargă mult mai bine. Pentru că investiții, cum a fost în acest mandat pe care le-am pierdut datorită faptului că ne-a lipsit un vot, mă refer aici la cele 25 de hectare care trebuiau să fie în patrimoniu și s-au pus acești consilieri liberali. Foarte importantă componența Consiliului Local. La bazinul de mod care s-au pus și nu l-am putut face. Mă refer la strada din spate la mol, care putea fi făcută urgent și tot încercăm pe fel și fel de tertipuri ca să o facem datorită blocajului lor. Mă refer la creșa care n-a fost, care s-au opus să construim creșa de pe morilor, să o construim paralel cu strada morilor, pentru că ar fi trebuit să acționăm 300 de metri teren. Deci acestea sunt laudele celor de la PNL. Blocajul în Consiliul Local. Dar mulțumesc Dumnezeu și mulțumesc faptului că mi-a dat capacitatea să pot negocia și să avem o înțelegere care duce la progresul Râmnicului și care duce ca, face ca toate hotărârile Consiliului Local să treacă. Și oricum, sunteți și ofertat din punct de vedere politic. Aveți o înțelegere cu PSD-ul, rămâne, nu rămâne... Variante mai aveți, adică nu e ca și când... Dacă îți faci treaba corect, dacă nu faci o deosebire între membrii PER și membrii PSD și membrii PNL și nu știu care în teritoriu și ești primarul tuturor, bineînțeles că ești apreciat și ești ofertat.
Da, da. Recunosc acest lucru. Păi asta vă spun, deci oferta este da. Generoasă. Da. Haideți să așteptăm totuși să se finalizeze. Nu ați făcut sondaj sau mai... Nu, nu, da. N-am făcut sondaj. Partea de bari fac sondaj, ei se zbat. Sondajul este, pot spune doar că este liniștitor pentru mine. Și acest lucru mă bucură. Și mă bucură că râmnicene văd că râmnicul s-a schimbat foarte mult și se păstrează la un nivel foarte ridicat. Și acest lucru văd în special cei care nu stau în râmnicul Vâlcea. Da. Vreau să vă spun că reacții fantastice am avut de la cei care au venit la aceste festivaluri și au spus cât de frumos este râmnicul Vâlcea, cât de curat este, cât de bine îngrijit, ce viață frumoasă este în râmnicul Vâlcea. Acest lucru mă bucură foarte mult. Da, aveți dreptate. M-aș întoarce un pic la anunțurile dumneavoastră de pe site-ul primăriei Râmnicu Vâlcea, pentru că, spre exemplu, există un anunț referitor la elaborarea unui viitor proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe clădiri în anul viitor. Este posibil să crească acest impozit? Nu. Cu siguranță voi face toate eforturile și impozitul nu va crește, decât cu acea indice de inflație. De inflație, care este obligat prin lege să-l aprobe. Dar în rest, să creștem impozitele și taxele, nu. Eu cred că efortul bugetar asupra oamenilor este foarte mare și încercăm să păstrăm, cu toate că acest lucru ne afectează foarte mult, pentru că dacă bugetul primăriei rămâne același, având în vedere că toate au crescut, vă dați seama că și trebuie să ne descurcăm și să ne mișcăm așa ca pe vârful vechilor în permanență. Dar e sigur că nu vom majora impozitul. Da, cumva, domnule primar, că vă întreb acum, a ajuns bugetul de stat la fundul sacului? Că dumneavoastră la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea simțiți mai... sunteți mai aproape, ca să zic așa. Nu pot să vă spun, dar vreau să spun faptul că au crescut dobânzele foarte mult. Ne afectează și pe noi, cu toate că noi avem un grad de datorare relativ foarte mic, în condițiile în care alte municipii au 30%, noi avem 14,2%, 12,4%, nu mai știu exact, dar în jurul cifrei de 13-14%. Da. Dar dobânda este foarte, foarte mare și ne afectează. Așa cum ne afectează și pe toți românii. Pentru că marea majoritate a românilor au împrumuturi, iar dobânda îi afectează foarte mult. Da. Și stați de vorbă cu unul care are împrumuturi. Dacă, ce să facem ca să dăm înainte, trebuie să... Exact. Să te împrumuți. Mulțumesc mult pentru prezență, domnule primar, pentru răspunsurile noastre. Așteptăm sondajele ca să putem să discutăm pe ele. Când vor fi oficiale și când cei care le-au făcut sunt dispuși să le publice, eu păi mă gândesc că până la urmă ele vor ajunge să fie făcute și publice. S-ar putea să fie și niște sondaje de lucru, pentru că în general partidele mari fac astfel de sondaje. Ceea ce e foarte normal. Foarte normal. Fac astfel de sondaje ca să știe efectiv unde să lucreze în continuare, ca să-și îmbunătățească scorul. Pe cine aruncă în față? Ce... Exact. Adică se fac... Dar în momentul de față v-am spus, sondajele sunt foarte bucurătoare pentru mine. Da, se fac strategii, se fac calcule, dar ele sunt abia la început. Exact. Mai sunt 2 ani de zile, lucrurile se schimbă în permanență. Vă dați seama, peste jumătate de an este acea rotire, dacă nu... Da, la guvernare. Da, dacă mai vine vreo pandemie, iar... Vedem cum va fi. Va fi mai bine, va fi mai rău. Vedem. Da. Mulțumesc mult pentru prezență, domnule primar. Domnule și domnule Smagda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază minunată. La revedere! La revedere!